Da, măi frate, hai să zic ceva. Hai să zic eu ție ceva. Ai aceeași vrăjeală din sezonul 1. Altceva? Sunt același om. Ai aceeași vrăjeală, frate, lasă-mă cu vrăjeala asta. Ai văzut că tu ai venit cu arfe la fel cum a venit. N-a venit cu arfe, bă, băiatule, la fel cum a venit șmecherul ăla și s-ar putea să pleci și tu. Ia fii atent, tu dacă vorbești peste mine nu ești mai superior, ca să știi. Dar nu vorbesc, eu nu sunt superior, eu cred că sunt mai milos. Tu ai spus că el nu s-a îmbrăcat frumos și că e nu știu cum și că s-a schimbat și nu mai e ceea ce a fost ea. Așa ai zis, exact așa ai zis, da? Păi eu trebuie să tac. De ce ea trebuie să fie cum vrei tu dacă n-aveți nicio treabă, frate? Se schimbă în rău și nu e bine. Da, mă, las-o pe ea să schimbe rău, mă, n-ai tu treabă cu ea. Bine. Da, mă, las-o. Da. Să-i reproșezi de asta viitorul ei iubit, nu tu. Mă, Roxanu. Da, zi. Eu n-am zis că sunt un exemplu, apropo de ce ai zis. Mai tare, frate, când vorbești în borcan. Sunt obosit, măi, tată. Dacă da, frate, ești obosit. Dacă vor oamenii ăștia să-mi dea microfonul mai tare, mi-l dă, dacă nu, nu mai pot, mai mult de atât. Bine, atunci vorbim că nu mai vorbești în borcan. Life. Da. Tag life. Da, direct. I-a luat mău. No, deci cu asta nu te mai lega de ținuta mea, de mine, de ce are legătură cu mine? Nu te jura la Bravo Stil. Pe asta eu am arintit. Băi, comănici. Stai că te ia el. Te ia și pe tine. Hem? Eu având niște pretenții de la un om. Dar nu-i femeia da, ta să ai tu pretenții de la ea, măi, omule. Da, așa e. Zii Marianei! Zii Marianei, că ea ține nevastă! Eu să... Elea Solzare, încă nu mă cheamă Dumitrache, nici șampanon... Dar cum nu comentează Mariana nimic? Vezi, fuck! Auzi? Mariana! Hello! Ia hello! Hello! Da, zi odată! Știi care e schema? Nici pe tine, nici pe Mariana și pe niciuna din casa aia nu o va chema Dumitrache pentru că nu merită. Super, există Georgiana. Mariana, ai vreo cașelată cum ești îmbrăcată, Mariana. În momentul în care va merita vreuna... Este una și nu mai... O ții tu undeva acolo bine. Dar se va afla adevărul curând. De ce, ești geloasă sau ce? Nu, sunt... Pe asta de început. Relația ta de început, acum să vorbim. Băieții n-au ce căuta aici cu relații. Toardă că iubesc. El a sterp. Tu mai da, super, Doamne, îți mulțumesc, nu se spune. Dar tu numai numi scutea, Elatina Sterp. Da. În trei silabi. Elatina oficial. Mariana, ieși afară și defilează, să vedem cum ești îmbrăcată. Elatina Sterp sunt trei cuvinte, nu trei silabe, cum facem? E sună ca și, mă rog. Ieși afară, Mariana, să te vedem cum ești îmbrăcată. E afară, ascultă. Nu, ieși afară, intră în casă. Hai mai să apărăm la asta bată jador. Vezi mă cu venirea mea, bă, da, bă, exact. Ador. Da. Ador. Dar dacă vrea Denisa să te cunoască mai bine... Da, eu n-am zis asta. Tu, Manuela, dar ce mă baci pe mine? Lasă tu lăsați, că vreau mă, să știu fata. Eu că... Dar nu, dar a spus locanul, fata, a zis că nu-i curios. Bă, lăsați fata în pace, dacă nu simte nimeni, băgați sub din gură, bă. Poate e rușine să spună, na, spate, că da, vrei. Ce? Poate e rușine să spună. Da. Mi-a spus, bă, dar nu... Mi-a spus asta, dar nu face nimic. Bagă-i tu cuvinte gură, dacă e. Iubidu meu. Te calmai, ce drăguț. Ce drăguț, doamne, că... Bravo, bine. M-am topit. M-am topit. Manuela. Nu înțeleg. Fată, ce ești chestie, mă, sezonul 1? Eu zic că nu sunt sezonul 2, sunt de sezonul 1. Dar tu-l bagi la multă seamă. Dar ce avantaje la mine? Eu știu toate vrăjele acum. Serios, nu știu, eu văd aceleași chestii, frate. Păi eu am înnebunit cu Jador, când am văzut că la fel. A, dar merg chestiile astea la fetele noi, că la astea nu mai e cum să fac. Dar mi-a devenit ea și... Nu mai perui și-o dat seama prima. Bravo ei. Da. Bravo ei. Am văzut că a avut și niște conflicte și cloși cu mocanul, parcă. Se joacă pe degete. Ce e asta? Pe ce eu pun? Eu halesc vrăjeala asta. Eu halesc. Tu halesc? Da. Eu nu halesc vrăjeala asta. Iubitul meu. Când? Iubitul meu. Direct. Te-ai dus, ha? Nu. Da, bă, Manuela, încearcă să te fac. Da, Manuel, aici e psihologul emisiunii și Dr. Glov, bă, că îi place. Pe tine te combină cu cine vrea ea? Da, mă, frate. Dar poate Manuela vrea să te combine pe tine cu Denisa. Chiar a zis Denisa că vrea să... Da, și acum două zile știi ce făcea? Îi ținea lui ăsta predică că să fie cu Denisa, nu cu ela. Zi, mă, nu-i așa? Păi de asta nu vreau să fiu eu cu ea. Nu, dar eu zic ce face Manuela. Acum două zile ținea predică lui ăsta ca să fie cu Denisa, că să nu fie cu ela. Și acum... Nu, îți dai seama că eu n-ascult de ele. Nu, eu nu zic de tine, eu zic ce face Manuela, nu...
nu concep așa ceva. Nu pot. Ne puneți mai azi la asta. Da, frate, dar e fata, adică... Păi da, mă, dar cu atât mai mult. Poate că te dai tu vreo... A, o femeie așa știe ce vrea să facă. Păi te dai vreo speranță ceva. Știu eu că iubita mea a fost cu unul și pare ceva cu el. Mai ales când susține sușitoare că te place? Nu, crede-mă, el a... Acum mai are ceva. Dar dacă mai stai o săptămână și te săruți că stai cu ea, îi trece tot. Am glumești. Iar începem. Crede-mă. Iar începem discuția. O cunosc. Du-te, bă, de aici. Ai întrebat-o de ce e îmbrăcată, nu știu cum a venit la apel în față. Deci că ai scos-o la armată. Să trăiți, da. Nu-mi păi să vedeți că de-aia m-am îmbrăcat așa. Adică nu puteam să fiu fapt, că nu, să n-ai bine treabă cu ea, să fiu. A venit și a stat aici, dreapta. Când a întrebat-o cum cheamă, a ieșit în față. Așa. Păi, să vedeți că... Ce? Da. Putea să zică direct jet. Asta a fost un motiv despre... Treaba-i tu. Uite, asta am crezut eu ce-i să le spui Manuela. Nu putea să fie o fată nouă care să n-aibă treabă cu nimeni. Asta am crezut despre Manuela, știi? Da, frate. Nu știam. Bă, dacă n-aflu eu că mai e și Bobiciuiu, că nu știu cum, că nu știu cum, că nu știu cum. De asta sunt frustrări. Și te strigă în față iubire. Da. Astea sunt frustrări, și... înțelegi? Asta sunt frustrări pentru mine și... M-ar frustra rodă tot, gen să știu că... Uite, Bianca, cum mai să știe că încă îi place de ea, de exemplu. Nu, păi muri în sinea ta? Ce să mori, dau liber și gata. Ce să-i dea, mă, pa la revedere și niciodată nu mai ai de-a face cum? Cum, Rade? Eu sunt foarte, mă răcesc, știi cum, instant. Nu, mă, pui punct definitiv, nu? O să iubesc și să o idolatizez. Nu, asta e ideea, pui punct definitiv. Sigur, 100%. Eu nu sunt așa, bă. Ba, da. Nicio vreodată. Păi de-aia ești agățat, că tu ești agățat. Bă, când pui sufletul de... Și acolo. Eu nu sunt, bă, eu. Învață să închizi ușa după tine, frate. Doamne, nasol. Eu când am început să iubesc un om, îl iubesc, bă, bune, toată viața mea. Poate nu la fel cum l-am iubit la început, dar... Dacă bine, strece, corect. Odată ce stă asta nu înseamnă, da. Lângă tine, odată ce îți greșește. Îți greșește și a doua oară. Uite, cu Simei e iubire. Îți jură și garantează iubire. Cu Simei, partea ei nu e iubire, clar. Îți trece la un moment dat, nu poți să fie toată viața. E greu. Iubire adevărată. Nu, dacă îți greșește și consecutiv și așa, nu, nu. Adică oricând. Dacă îți greșește în repetate rânduri... Ce mi-ai zis, dacă o găsești pe 4-1, o mai vezi după? Vreodată? Nu, o iubești, poate... O iubești, frate. Dar nu mai ești cu ea niciodată. Nu mai ești cu ea niciodată. O iubești, dar nu mai vrei. Niciodată. Despre asta vă... Dar iubirea nu omori pe locată. Nu, e ca și omori. Nu omori niciodată. Pleacă ceva de aici. El asta a spus. El a spus că, băi, eu de mâine nu mai am treabă cu ea. Bă, îți pleacă de aici ceva, frate. Auzi, nouă răși neapărat. Bă, nu mai vorbiți toți când are... Bă, lăsați-mă pe mine, că nu înțelegeți nimic. Ascultați-mă. De simțit. N-ai cum să spui, gata, am prins-o... Da, nu omori sentimentul. Nu omori sentimentul, că n-ai cum. Sentimentul rămâne, clar. Da, de despărțit te desparți. Niciodată, nu te mai atinge. Dar iubirea ta nu mai treci peste chestia niciodată. Asta vreodată? Nu. Nu treci, niciodată. Și atunci... Deci nu, e că pe o iubește până la capătul zilor. Femeia o iubește. Da. Nu mai vrea nimic, dar o iubește. Vrei să știi câte femeia mea care le iubesc încă până acum? Le iubești încă? Nu, mult. Dar eu te înțeleg, jur că te înțeleg. Am una. Ce vrei să spui? Chiar înțeleg. Două. 3. Ai hotel. Nu, mă, nu. Eu nu am, bă, niciuna că iubesc acum. Ba da. Patru fete, eu. Ba da. Patru foste iubite de care... Eu nu înțeleg ce zice. La care încă țin. Dar de ce, mă, are dacă o iubești cum... Are niște sentimente, joacă e iubire, sunt niște chestii, pe femeile alea o să le respect sau o să le... Ai ceva pentru toată viața. Nu o să mai faci dragoste cu ele, nu o să te ocupi cu ele, nu o să nimic. Diferență, facem o barieră între respect și... Nu, nu, nici respect. E un sentiment. E un sentiment. Respect nu o să mai ai. O să ai numai nu știu, mă, ura aia că poate, nu a fost mă. Și că o poate un regret, poate o să ai. Regretul ăla, exact. Eu dar nu cred că e regret, că regretul și cum e... Bă, vă zic eu, o să te știu ce simt. Eu tu simți tu ceva. Vă zic eu, hai că vă zic eu. Ce baza ce simți? Ui tu, nu. Mi se pare. Ură. Și unde mai ură e prea mult. Ură, frustrare, ură, probabil. Ură, iubire, frustrare. Cum poți să pui ură cu iubire în aceeași balanță? Respect, mă, e un amalgam de sentimente. Respect, amalgam, respect. Da. N-a juzit cu el. Ascultă-mă, da, clar. N-a juzit cu el. Respect ai, dar nu față de ea, față de ce a fost, gen, știi? Păi ce a fost, asta a fost de ce? Trecut, pentru că am făcut greșeală asta? Oh. Pentru că rămâi agățat în trecut și mai vorbești. Eu ce spui, teoria asta mai odată numai la nefericire mai... ajungi. Teoria asta numai la nefericire ajungi, niciodată la fericire, teoria asta ce ziceți voi. Nu o să vin niciodată fericit așa. Frate, toți vrem femei cu minți, dar ne iau ochii. Nu e adevărat, de ce? Nu e adevărat. Vreau femei, ce înseamnă femei cu minți? Toți vrem femei cu minți, să ne placă doar pe noi, să se îmbrace cum ne place nouă, așa, dar ne fug ochii numai după... Dar așa și cum ai spus tu, că da, pentru noapte sau așa, te atrage, cu nu-i place ceva frumos. Dar n-ai vrea o femeie ca aia lângă tine să te reprezinte în societate, frate. Niciodată.
Dar ce înseamnă cuminte? Dacă vorbești așa mult, n-ai cum să explic. Păi nu, dar nu știu ce înseamnă cuminte. Ascultă-mă. O femeie cu personalitate puternică, care nu trebuie să-i zic eu, nu sta lângă Rob. Am încetat cu astea, că nu sta lângă. Bă, dar nu sta lângă. Sau nu ieși, că mă deranjează. Dacă vine acum, nu sta lângă, se pune că sta lângă. Păi, asta m-a deranjat pe mine la Manuela, când am început să înjur, când am văzut că stă lângă el. O relație trebuie să bazezi pe încredere, frate. O să mergeți la anunț, la botezul cu Nemete. O să vezi lângă orice, dar să știi că aici ești la puterea dragostei. Păi, dar n-are legătură. Aici e altă situație cu lumea. Nu, în sensul că femeie să nu-i zică el. Să nu mai se întâmplă. Să facă ea fără să-i zică el. Da. Și el ce-o zis iar? Adică să nu-ți... Doamna Andreea, trebuie să zică... Da, asta nu înseamnă că trebuie să fii îmbrăcată în măicuță aici. Prezentat. Oh, nu! Nu de asta, frate. Nu! Dar eu cred că poți să fii sexy. Se pare că el e stripărit azi. Ce anume? Cred că poți să fii sexy și decent. Nu mi se pare că am este, dar nu e stilul ei. Asta vreau să zic. M-a șocat că nu e stilul ei. Este asta cu altceva. Nu e, bă, nu exagera nimic. Nu trebuie să... Nu, cineva să aibă un singur stil. Băi, ascultați. Ne îmbrăcăm și mai diferență. Între a avea niște așteptări. Lasă-mă, mă, băi, vulgar și decent. Da, nu, mă, eu nu mi-i subțiri, dar... Asta e deci ea e îmbrăcată decent. Dar se pare că e vulgar. Da. Au vrut să ia de ea un pic. Bă, m-a ascult ce zic. Bă, m-a ascult ce zic. Este îmbrăcată decent, doar că eu aveam... Mă așteptam să aibă... De ce ai așteptări? Nu, dar de ce ai așteptări? Zici și mie. Pentru că eu știu... De ce? Zici că tu ai întrebat celor. Da, nu este zi. Duce spre altă direcție. Da. Da, dar nu e într-o direcție. Din putere de voi, măi. Ea fiind familie, după cât și chestii... Mai și enervează. Familie. Cu pas, odată ajunge... Da, trebuie să înțelege că oamenii evoluează și asta e vârsta care evoluează cel mai mult. Te schimb cel mai mult. 20, 22, 23, 24. Se schimb acum... Dar de ce nu putem să vorbească iar? De tu taci. S-a apucat Ricardo. Bă, Ricardo. Auziți-mă un pic. Băi, măi, ok, dacă eram îmbrăcat de coroană, ca rog să... Pare că... Ricardo. Te duci tu față? Da. De ce dă-mi ar... Care-i treaba? Eu știu de ce dă-mi ar... Stai am avut un stăl de doar Ricardo. Ela. Clasică și... Stai un pic, tu, că e vorba de mine. Da, și e vorba și de mie și de Ricardo. Păi oprește, te aștept la rând. Ricardo, de ce dai iar exemple pe care le-am discutat deja și le-am lămurit? Că nu înțeleg. Ce-am făcut eu? Ce mai zis acum? Ce pierdut ești, frate! Ce dai iar exemplu ăla cu Marius, că mi-ai zis tu că nu știu ce, că o fi copățit dacă l-am lămurit deja de 10 ori până acum. Am vorbit nu-i de Marius acum. Așa, bun. Că să mă dau mai încolo și de alea. O, lasă că ai vorbit. Da, exact. Hai să închem cu... Lasă că ai vorbit mai devreme. Așa, bun. Dar mai dai exemple pe care nu mai am rochi, nu mai am haine. Mă îmbrac și eu cât pot de decent. Dacă nu vă place, nu vă uitați. Asta dar e, nu vorbi la pluralela. Unii care au fost de acord cu tine, alții nu. Da, mă, da, nu avem treabă. Ok, dar nu trebuie să plac tuturor. Ela, ești bine. E o singură persoană te-a certat, te-a scos la tabă. Măi, Ela. Ești bine, ești super ok. Singura persoană... Care avea pretenții de la tine, azi. Era singura persoană care are pretenții de la tine. Da-te la o parte! Cel mai constant bărbat din ultimele 3 luni. Vezi că sunt fete îmbrăcate până în gât și te fac pura spate de teter. Corect, bravo. Sunt fete îmbrăcate până aici și te fac praf. Sunt ninja. Bravo, nu sunt toate. Bravo, ce, Ricardo? Stai cu minte, zgâgă rău. Ricardo? Nu mai te lua tu după îmbrăcăminte, pentru că omul face îmbrăcămintea, nu îmbrăcămintea pe om. Ce? De la ce? Ce-i cu bravo? Proverbe, Roxana. Păi de când a venit în sezonul 2, a zis să-mi schimbi vorba. Ok, Roxana, aș vrea să vorbesc cu... cu mândra, după aia aș vrea să vorbește. Ai dreptate, Roxana. Dacă nu te superi. Ți-l-a zis bărbatul meu, Roxana? Nu, fată.